Ultimul pacient în viață de pe secția de ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț, care a supraviețuit incendiului din seara de 14 noiembrie, are șanse mari să se recupereze în totalitate. La peste două săptămâni de la internare în Spitalul Mobil de la Lețcani, bărbatul are o evoluție favorabilă și a fost transportat din salonul ATI într-o zonă de confirmați. La internare pacientul era intubat, ventilat mecanic, comatos, în momentul de față este conștient, cooperant, se alimentează, stă la marginea patului, are nevoie doar de o singură sursă de oxigen, probabil în maxim o săptămână va fi externat și redat familiei.